Salut! Suntem la evenimentul Samsung în cadrul MWC 2014 și avem în față noul lor smartphone poziționat ca capăt de gamă, Samsung Galaxy S5. Varianta de culoare albastră, va fi și pe alb, negru, mai multe variante de culoare. Telefonul vine cu un display de 5.9 inch, cu rezoluție Full HD, 1920x1080 pixel. Vine cu un procesor cu Quad-Core la 2.5 GHz. Este water resistant, având certificarea IP67. La bază are o tastă fizică care are și decizitor de amprente. Avem două taste capacitive. Pe spate, aici este un senzor pentru ritmul cardiac. Observați textura de pe spate. Camera de 16 megapixel care este în profilul smartphone-ului. În partea superioară avem jack-ul de 3.5 mm. În lateral dreapta, tasta power, la bază portul micro USB. Iar în lateral stânga avem reglarea volumului. Touch-ul a suferit câteva modificări. Observați despre ce vorba. Setările sunt grupate diferit. Qualcomm Snapdragon 801, anunțat tocmai astăzi de către Qualcomm, integrat de către noul Galaxy S5. Din partea frontală mă aduce aminte grei de Samsung Galaxy S3 și de S4. Nu e diferență majoră. Pe spate observați că nu mai este plasticul acela lucios. Au ales un plastic mai mar, ce dă o impresie mai bună, un grip mai bun. Dar nu este plasticul regăsit fizic la Samsung Galaxy Note 3. Multe funcții software la interior. Le voi detalia într-un articol de pe site, de pe Gadget.ro. Mi-e dragută, la revedere!